Centrul de Consiliere și Sprijin Sfânta Alexandra Împărăteasa are un nou sediu. Acesta este situat pe Calea Victoriei, la numărul 155. Pentru a pune început bun activității în noul sediu, ieri seară a fost săvârșită slujba de binecuvântare de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul rostit la final, ierarhul a subliniat că activitatea centrului este în deplină conformitate cu învățătura bisericii. Lucrarea aceasta este sfântă și mare, este sfântă pentru că este în acord perfect cu învățătura Sfintei Evanghelii, cu învățătura bisericii, care promovează viața ca valoare fundamentală a existenței noastre și este foarte importantă pentru dezvoltarea bisericii și a societății în vremurile următoare, pentru că tinerii, copiii, nou-născuții sunt viitorul și speranța unei națiuni și a bisericii, iar în vremurile acestea, lucrarea aceasta, sigur, în orice vreme, ea este la fel de importantă, dar acum când țara noastră se confruntă cu cea mai mare prăbușire demografică, salvarea fiecărui prunc este o lucrare măreață, o lucrare importantă. Sigur că numărul femeilor care au trecut prin această criză a sarcinii și care au primit aici consiliere, ajutor material și tot ceea ce au avut în nevoie, lista aceasta este numeroasă. Sunt prezente câteva din mame cu pruncii lor sau câteva viitoare mame care așteaptă să nască, prezente și la această slujbă de sfințire a acestui spațiu, și ne gândim cu cât de importantă este lucrarea asociației, pentru că noi învățăm potrivit Sfintei Scripturi că existența persoanei umane începe odată cu concepția, cu zămislirea pruncului în pântecele mamei sale. Împăratul David, psalmistul, în psalmul 138, îl preamărește pe Dumnezeu care a alcătuit rărunchii lui și care a lucrat alcătuirea lui în pântecele mamei sale și făgăduiește că toată viața îl va lăuda pentru că l-a făcut o făptură minunată. Deci încă din pântecele mamei sale, în momentul zămislirii, el era o făptură minunată. Științele moderne demonstrează acest lucru, că întreg omul se reflectă în embrionul care face începutul dezvoltării umane în pântecele mamei. Sfântul Apostol Pavel, după convertirea sa la creștinism, scriind creștinilor din Galata, spune că după ce a prigonit biserica, a binevoit Dumnezeu care l-a ales din pântecele mamei sale să-l cheme ca să facă prin el cunoscut pe Fiul Său, predicându-l la toate neamurile. Și lucrul acesta este arătat chiar și în cazul zămislirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în chip suprafiresc prin lucrarea Sfântului Duh și cu acordul Sfintei Fecioare Maria. Arhanghelul Bunei Vestiri îi spune Sfintei Fecioare, după ce îi descoperă că a aflat har la Dumnezeu și că va naște fiu, arată că încă din momentul zămislirii, în embrionul zămislit în pântecele Sfintei Fecioare Maria de la Duhul Sfânt, stă întreaga persoană și lucrare mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Centrul de consiliere pentru părinți și copii oferă cu titlu gratuit teste de sarcină, consiliere psihologică, asistență socială în urgențe și posibilitatea mamelor de a putea participa la grupuri de suport. Zilele trecute am făcut o postare prin care am numit mutarea centrului o minune contemporană. Este o expresie îndrăzneață, recunosc, dar în sufletele celor implicați așa s-au trăit, așa s-au simțit aceste zile, de la necesitatea de a ne muta în 3 zile de la sediul anterior până la găsirea acestui spațiu. Apoi a trebuit să luăm o decizie despre ziua inaugurării
Și am ales această zi de izvorul tămăduirii. Au fost motive tehnice. Pe telefonul verde al centrului sună zilnic femei în criză de sarcină care au nevoie de ajutor și atunci e nevoie de un spațiu în care să le putem primi. Dar mai important este că astăzi este această sărbătoare a tămăduirii și a sprijinirii. Și exact despre această tămăduire este misiunea acestui centru. În predica de astăzi a prefericitului Părinte Patriarh Daniel, prefericirea s-a explicat că Hristos este izvorul tămăduirii, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, iar sărbătoarea izvorului tămăduirii se referă la calitatea Maicii Domnului de a fi și ea izvor al tămăduirii, deoarece de la Hristos primește acest dar. Pe lângă efortul uriaș al colegilor mele, de la centru și altor colaboratori care au fost aproape și împreună cu care ne străduim să venim în sprijinul femeilor în criză de sarcină, avem mereu nevoie de ajutor de sus. Victoria vieții asupra amenințării morții nu se poate realiza fără sprijin ceresc. La final, toți cei implicați în amenajarea noului spațiu al centrului, angajați, voluntari și binefăcători, au primit din partea Alexandrei Nadane diplome de recunoștință.